seara, bună seara, sunt Gelu Grăbenel, mă bucur că suntem împreună iarăși la prima ediție din acest an a emisiunii Giurgiu, înainte de toate. Pentru că e prima oară când ne vedem din acest platou în anul 2016, dați-mi voie să vă doresc tuturor, celor care ne priviți la televizor, un an bun cu sănătate și cu împliniri multe și frumoase, mai ales că anul 2016 este un an deosebit pentru România, pentru Giurgiu, știți foarte bine, urmează alegeri politice în România. Una peste alta, până să trecem la subiectul emisiunii noastre, cei mai buni sportivi vedeți dumneavoastră acolo, pentru că tot am vorbit despre 2016, iată că am ajuns iarăși la nivel național. Giurgiu, un fel de venim tare în urma caracalului, asta după ce un politician giurgiuvean, candidat la primărie Giurgiu, a reușit marea performanță să facă de râs în toată țara, e pe toate posturile de radio și televiziune la ora actuală. Vreau un singur lucru să spun despre chestiunea asta, nici nu-i dau numele, nu săracul individ este de vină, ci cei care l-au pus acolo, pentru că până la urmă, cum e turcul și pistolul, la asemenea partid, asemenea fapte și asemenea oameni. Bun, trecem la lucruri serioase acum. Cei mai buni sportivi ai anului 2015, unii dintre ei sunt invitați în platou emisiunii Giurgiu, înainte de toate. Bună seara tuturor! Dați-mi voie să vi-l prezint pe Șihan Ion Chelu, antrenorul CS Agvila Giurgiu. Bună seara și la mulți ani tuturor giurgiuvenilor să aibă parte de împliniri și realizări pe toate planurile. Mulțumim că sunteți alături de noi, dumneavoastră, și doi dintre sportivii dumneavoastră fruntași. Îi prezint și pe ei, Sorin Băluță. Bună seara, bine v-am găsit! Mult succes și felicitări pentru realizările tale. La fel și ție, Marius Tatăman. Bună seara, bine v-am găsit. Fără emoții în seara asta, discutăm despre sport, da? Despre sportul vostru preferat, despre sportul care v-a adus atâtea satisfacții. Domnule antrenor, o să încep cu dumneavoastră. Cum ziceți dumneavoastră? Haideți să vorbim despre anul 2015. Cum a fost acest an pentru clubul dumneavoastră, pentru dumneavoastră ca antrenor, pentru elevii dumneavoastră? Cum a fost 2015 față de alți ani? O să vorbim despre 2015, o să vorbim despre anul 2016, vreau să vorbim și despre dominația artelor marțiale în sportul giurgiuvean, pentru că asta se întâmplă, despre proiectele dumneavoastră în 2016 și despre multe altele. Vorbim despre anul 2015, dacă l-ați compara cu alți ani, cum a fost? 2015 a fost un an destul de fructos din punctul nostru de vedere și vreau să mă refer la participarea în competițiile naționale și internaționale, la numărul de sportivi care l-am promovat în acest an, adică au fost sportivi care au participat la competițiile naționale și internaționale nemai făcând acest lucru în anii precedenți, a fost bun din punct de vedere al rezultatelor, din punct de vedere al participării. Și dacă îmi permiteți, pot să enumăr aici totalul de medalii. La nivel internațional am avut 12 medalii de aur, 8 de argint și 7 de bronz. În total 27 de medalii. La competițiile naționale 71 de aur, 43 de argint și 39 de bronz. Avem un total de 153 de medalii la nivel național și 180 per total. Totalul de medalii 83 de medalii de aur, 51 de argint și 46 de bronz. Acestea sunt rezultatele din anul competițional 2015. Elevii dumneavoastră, surprinși de cameramanii noștri la sală, se pregătesc. Încălzeau acolo, da? Da, se pregătesc. Noi suntem deja încălziți aici. Dacă ați da un an, o notă anului 2015, de la 1 la 10, ce notă i-ați dat dumneavoastră? Privind rezultatele? Privind rezultatele, da. Și cât de mulțumiți sunteți dumneavoastră? Referitor la rezultate, eu sunt mulțumit, o notă 8.50 spre 9. Se putea și mai bine. Totdeauna se poate mai bine, da. Totdeauna se poate mai bine și eu am mers permanent pentru a promova sportivii, a merge la cel mai înalt nivel. Știu ce posibilități au. Din nefericire, așa cum spunea și mea asta, să lăsăm emoțiile, noi avem o mare problemă la acțiunile noastre, la participarea în competiții. La concursuri. Unde, la concursuri, da, unde sportivii au un prag psihologic extraordinar din cauza stării emoționale și e foarte greu de depășit la un moment dat.
Asta dar se câștigă probabil prin experiență. Prin experiență, asta le spun și aveți eu permanent. Și sportivi tineri, sunt tineri. Sunt tineri, marea majoritate, chiar dacă au experiență convențională, eu știu, participarea în 3, 4, 5 ani, la rând, ei capătă experiență, dar capătă experiență când participă la competițiile adevărate, competițiile mari, și mă refer aici la campionate naționale, competiții internaționale, cum ar fi Balcaniada, Cupa Mondială, campionate europene, campionate mondiale. Noi, din fericire, am avut sportivi care au participat la aceste competiții an de an. Bucuria mare este că reușim să facem schimbul de generații foarte bine, prin mers, cum se spune. Și am văzut la dumneavoastră, la antrenament, da, foarte mulți copii. Să văd acum pe fundal acolo. Da, bine, aici a fost ceea ce ați prins mici, mici. Într-una din zile. Da. Dar sunt mai mulți. Bine, nu sunt toți într-o zi să-i prinzi toți sportivii care cât sunt... Cât sportivi pregătiți la ora actuală dumneavoastră? Deci ei, pe total, sunt în jur de 50, 55, 60 de sportivi. Se adună atunci când sunt zile pline. Dar așa, să spun, permanent, care vin, sunt în jur de 40 de sportivi, 45. Acesta e numărul care frecventează, eu știu, lecțiile la clubul nostru. Să spunem telespectatorilor noștri ceea ce trebuia să le spun puțin mai devreme. Dacă vor, ne pot trimite SMS-uri pe tema legată de emisiune, Clubul Sportiv Agvila și sportivii săi și antrenorul clubului. La fel de bine ne pot suna să intre pe scurt în direct cu noi să discutăm puțin, dacă au întrebări, dacă au nelămuriri sau eu știu ce idei mai au dumneavoastră, dar legate de tema noastră sportivă. S-a făcut acolo o înșiruire impresionantă de medalii. Unde mai puneți atâtea medalii? Sute? Avem suficient de multe, ca să spunem așa, dar totdeauna e suficiente. Pentru că acestea sunt adunate an de an, prin muncă asiduă, așa cum ați văzut, la antrenament, deși atunci când am spus asta a fost un antrenament nu foarte puternic, ca să zic. Este o mare împlinire pentru noi că reușim să promovăm acest sportiv, să-i ducem la competiții, îi formăm ca oameni, în primul rând, pentru că participarea la o competiție de genul acesta, națională și internațională, nu poate să fie realizată decât atunci când faci o muncă perseverentă și serioasă. Avem aici imagini de la premiera care a avut loc în organizarea de JTS la finalul anului, premiera celor mai buni sportivi. Aș vrea să discutăm pe larg puțin mai târziu despre chestiunea asta, să discutăm cronologic acum despre ceea ce ne-am propus. Cu permisiunea dumneavoastră, aș vrea să trecem microfonul puțin și la sportivii dumneavoastră, să-i băgăm și pe dumnealor în seamă, pentru că merită. Sorin Băluță, ca să ne încălzim puțin, aș vrea să-mi spui de când practici sportul ăsta și de ce ai ales tocmai acest sport? Practic sportul acesta de la vârsta de 9 ani, deci acum se împlinesc în jur de vreo 7-8 ani. Cine te-a dus la sală? Tata, mama, frunvețin, da? Tata m-a dus la sportul acesta, deoarece și el a practicat arte marțiale, nu a practicat atât de mult pe cât și-ar fi dorit, și așa cât și-a dorit ca cel puțin fiul său să poată avea această șansă. Eu am venit la sală cu dorința de a arde foarte multă energie și asta am și făcut, însă am descoperit și multe, multe alte lucruri aici când am venit la sală. Multe lucruri la care nici măcar nu mă gândeam și nici nu mă așteptam că o să le descoper când am venit. Care ar fi marele câștiguri ale tale pe care le-ai avut la sală, lângă antrenorul tău, lângă echipa ta acolo? Pe lângă competițiile care aduc medalii și faptul că pot să mă duc prin alte țări, acesta a fost un lucru foarte, este un lucru foarte bun și foarte impresionant, însă cel mai că bun lucru... Că ești că socializezi, că vezi lume, sigur că da, e foarte important. Însă cel mai important este familia pe care... care s-a format la sală, faptul că am căpătat o disciplină, un sprijin moral, social, avem colegi, colegii noștri de antrenament sunt și prieteni în același timp, domn profesor antrenor este asemenea și un părinte spiritual, ne putem baza pe el când avem vreo problemă, deci un întreg spectru de avantaje. Foarte frumos, poți să te felicit. Tu, Marius Tatavană, ce ne spui? Cum ai ajuns tu la sală? Pe mine m-au adus niște prieteni, adică înainte de a practica acest sport am fost și la judo și am gândit că acest sport este mai dinamic,
la în acest sport mă pot baza pe... Ai spectaculos la judo acolo, te tragi de gulere. Exact, te... exact. Nu spun că nu e un sport frumos și judo, sigur că nu. Și m-am gândit să vin aici. Așa aici ai ocazia să lupți la sol, să faci priză. În aceeași familie. Da. Maestru Jigoro Kanu, dacă îmi permiteți, care a înființat judo, a fost maestru de jiu-jitsu. S-a desprins, deci... Și Ueshiba Murihei, care a înființat aikido, la fel, a fost maestru de jiu-jitsu. Au preluat anumite tehnici din acest spectru de mare al tehnicilor de jiu-jitsu. L-au dezvoltat și l-au reorientat. Spre exemplu, maestru Jigoro Kanu a zis că va înființa un stil non-violent. Mie mi se pare că e puțin anacronic, pentru că să proiectezi un individ la un metru, nu mi se pare că ar fi atât de simplu și de ușor. Îl proiectezi, faci o stabilare. La jiu-jitsu aici? Nu, la tehnicile de judo. La judo nu se fac proiectări, se fac proiectări. Vă referați la judo ca sport? Da, sigur. De asta am să fac referire că sunt altfel, jiu-jitsu este clasificat ca un sport de apărare. În afară de faptul că practic foarte mult tehnici de autoapărare sau le dezvoltă, și latura asta competițională care este restrictivă. Deci nu este ceea ce vedem noi în competițiile de jiu-jitsu. E o mică parte din ceea ce reprezintă jiu-jitsu la nivelul întregului său. Pentru că, așa cum am zis, sunt tehnici care sunt agreate și altele care nu sunt agreate. Ele se consideră periculoase. Pentru competiție. Jiu-jitsu de altfel, da, a fost foarte mulți ani în gândirea unor practicați de arte marțiale ca fi unul dintre cele mai periculoase sporturi sau discipline de arte marțiale. Asta când te aperi trecând la atac, mai ales. Când treci la atac, pentru că în jiu-jitsu există o regulă scrisă sau nescrisă în care trebuie să aplici orice metodă de a anihila pe un răufăcător. Deci nu ai reguli, nici măcar morale. Da, e la intuiție, depinde cum se desfășoară lupta, ca să zicem așa. Deci vreau să revenim la judo, e vina mea că v-am întrerupt. Vorbeați de maestru Jigoro Kanu și spuneați că v-a categorisit la un moment dat, da? Judo ca un sport non-violent. Non-violent, da. Deci a lăsat acele tehnici de care spuneam eu că sunt foarte agresive, considerate de alții, și a luat numai tehnicile de chei, tehnici, proiectări, secerări, aruncări cu brațele, cu picioarele și a înființat judo. Judo este... Strangulări. Strangulări, sigur. Sunt, când am spus chei, sunt și acolo intră și strangulări. Sunt strangulările cu revele, strangulările cu brațele. Nu mă încep chiar atât de bine. Da. E bine să-l lămurim, da. Sigur. Și s-a înființat judo. Judo, vedeți că a luat o amploare extraordinară după ce a fost înființat, pentru că a și pătruns în zona olimpică a sporturilor și a fost agreat. Și judo la momentul acesta e foarte bine dezvoltat la nivel mondial. Foarte bine. Eu am fost la câteva competiții internaționale și vă spun că am rămas puțin impresionat de modul cum este organizat această... Am o mică scăpare. Marius Vizer mai este președintele Federației Internaționale de Judo. De judo cred că mai este. Nu mai este la sport acord. Era o problemă la un moment dat. Am urmărit până la un anumit punct de mersurile domniei sale cu programele. Era interesant și judo la sate, programul la național. Domnul Vizer are un mare merit în ceea ce înseamnă judo la momentul acesta la nivel mondial. Un mare merit. Pentru că a avut două mandate, din câte știu eu, și a dezvoltat judo extraordinar. Să fie promovat până acolo. Da. A ajuns acolo. Da, nu știu prea bine istoricul cum a ajuns acolo. Bun. S-a implicat. Numele lui este cunoscut la nivel mondial de toate federațiile naționale. S-a implicat foarte mult în programele de dezvoltare și închipuiți-vă că atunci când ești cunoscut de oameni și ești cunoscut într-o postură pozitivă, oamenii te sprijină când vrei să candidezi într-o funcție atât de importantă. Sigur că lui asta a făcut. Revin la tine, Marius. Ne povesteai că ai sărit de la judo, da? Ai renunțat și ai ajuns la sala domnului Chelu. Asta se întâmpla când? Câți ani aveai? 12 ani. Aveai 12 ani? Da. Cam te face vârsta ai, ca să-mi fac așa un reper. Acum am 16. Deci ai 4 ani de când stai la Agvila. Bun. Cum a fost pentru tine anul 2015?
a fost prosper cu competiții numeroase. Am participat, cred că, la toate. Acum mă pregătesc să dau și de centură. Aș vrea să, da, o să ajungem și la centuri, dar eu mi-am făcut așa un plan și nu sar de la una la alta. Mai ales că avem și o mare surpriză pozitivă la capitolul centuri. Bun, 2015, continuăm. Am o listă aici cu primii 10 sportivi ai anului 2015, domnul antrenor. Haideți să trecem la chestiunea asta, oricum urmăm să ajungem. Spre finalul lunii decembrie și spre finalul anului categoric, Direcția Județeană pentru Tineri și Sport a organizat gala celor mai buni sportivi, parcă așa se numea, aici județului Giurgiu. Felicitările mele pentru clubul dumneavoastră. Am aici un soi de clasament, un fel de clasament. Gala a premiat trei categorii, cele mai bune cluburi. Felicitările mele încă o dată, cu clubul sportiv Acvila, cel mai bun club din județul Giurgiu, urmând CSM Giurgiu și clubul sportiv Ionuț Mitrea. Clasamentul primilor trei antrenori ai județului Giurgiu. Pe primul loc, invitatul nostru din această seară, Chieru Ion, Cristian Anton de la CSM și Mitrea Ionuț, iarăși de la CSM Mitrea. Și ajungând acum la primii 10 sportivi ai județului pe anul 2015, patru dintre aceștia sunt din clubul dumneavoastră. Locul 2, Dăncescu Mihai, o să vorbim despre fiecare dintre ei. Matei Mario pe locul 3, Băluță Sorin, prezent aici lângă noi, un onorant, loc 4. Locul 7, la fel, invitatul nostru, Tatăona Marius, al 7-lea sportiv al județului, înseamnă foarte, foarte mult. Bravo, băieți, ce să vă mai spun. V-aș ruga, domnule antrenor, să ne spuneți despre rezultatele sportivilor dumneavoastră. Această ierarhie a fost întocmită de Direcția Județeană pentru Tineri și Sport, categoric. Direcția fiind reprezentantul în teritoriu Ministerului Tineretului și Sportului. După niște criterii stabilite de minister, în funcție de rezultatele obținute în anul 2015 de către sportivi, antrenori și cluburile reprezentate de către aceștia. Dăncescu Mihai, să ne vorbiți puțin. Al doilea sportiv al Da, este un sportiv care a obținut rezultate deosebite la competiții naționale, dar în special la cele internaționale. Sportivii de față sunt puțin dezavantajați din cauza faptului că sunt la categoria de vârstă junior 1. Mihai Dăncescu a participat și la tineret și la senior, la câteva competiții, și acumulează puncte. Sunt puncte mai mult la categoriile de vârstă superioară. Ei, în urma rezultatelor obținute, dacă s-ar fi făcut clasificarea doar pe rezultat, ar fi obținut rezultate extraordinare. Erau mult mai sus ca și clasificare. Dar astea sunt regulile. Noi nu avem ce face. Deocamdată se poate discuta. Da, este o ierarhie făcută la un moment dat după criterii arbitrare. Acestea pot fi schimbate. Se poartă discuții la nivel național cu Ministerul Tineretului și Sportului să schimbe această ierarhizare, clasificare. S-a propus chiar ca atunci când se fac clasificările acestea să se ia în calcul dificultatea competiției la care participă, numărul de sportivi, numărul de țări și așa mai departe. De fapt, ele există la un moment dat doar pentru premieri. Deci la premiere, după urma participării la o competiție internațională, sunt niște criterii foarte bine stabilite, sunt chiar dure, pot să spun, în ceea ce ne privește pe cei de la arte marțiale și sporturile neolimpice, pentru că ne impun să fie pe fiecare categorie minim 9 sportivi din toate atâtea țări diferite, să fie, spre exemplu, la campionatele europene să fie minim 22 de țări, dacă vrea să fie premiat cu 45%, să aibă minim 27-28 de țări la campionatele mondiale, și atunci, dacă împlinește toate... și să aibă minim 3 continente... minim 3... Asta înseamnă concursuri foarte, foarte puternice. Continente participante. Nu vreau să fiu rădăcios, dar am văzut că, așa zici, campioni mondiali pe la arte marțiale, nu dau acum mâne stiluri. E adevărat. Au fost trei țări acolo. Foarte adevărat.
slab reprezentate și zice că e campion mondial. Despre asta nu e vorba. Lucrurile chiar așa. Despre asta nu e vorba. Poți să te duci la un concurs unde vin 15 sportivi din 3 țări să spui că ești campion mondial. Nu, nici eu nu sunt de acord cu acest lucru. Și am luat atitudine vis-a-vis de această situație, atât în forurile federale, cât și cele ale Ministerului Tineretului Sportului. Am fost invitați toți reprezentanții stilurilor din România la câteva întâlniri la Ministerul Tineretului Sportului și am fost unul dintre cei care am susținut acest lucru. Atunci când se face clasificarea sportivilor, să se țină cont foarte bine de complexitatea competiției la care au participat sportivii care vor fi premiați mai târziu sau după ce au participat la aceste competiții. Da, pentru că obții un număr de puncte la un concurs, un număr mare de puncte la un concurs, mai slab decât sau foarte slab. Sportiv, da. De fapt, dacă stăm să intrăm puțin în esența problemei, sunt rezultate care sunt omologate și rezultate care nu sunt omologate. Eu am... Asta înseamnă interes pentru... Păi, participarea la o competiție de genul acesta pe care dumneavoastră ați spus-o mai devreme, cu 2 sportivi, cu 3 sportivi pe categorie sau din 2-3 țări, alea sunt omologate în primul rând. Mi se pare absolut normal. Ai o întâlnire de club, așa. Foarte corect. Da, dacă ce te duci competiție în Japonia, mondială, ce? Ia de problem. Pentru ce că competiție europeană sau mondială da. Sau internațională, chiar și Balcania de este aceea, unde sunt 2-3 sportivi. Nu, mi se pare că ar fi o competiție de care să faci referire ca fiind o competiție de performanță. Nu, nici pe departe. Și am spus, dacă tot se vorbește de performanță adevărată, să se aplice toate regulile pentru toate stilurile de arte marțiale, pentru toate disciplinele sportive. Să fie reguli bine stabilite și să se respecte. Am venit la sala dumneavoastră odată când l-ați premiat la modul foarte festiv pe Sorin Băluță, campion european, parcă atunci. Campion european de ușu, da. Era el și puțin rănit așa și fonat, îmi dau seama. Din luptă, dar se prezenta foarte bine. Ne spui despre concursul ăla câteva idei, te rog. Campionatul european de ușu a fost în primul rând o experiență nouă. A fost prima competiție de acest tip la nivel european. Am plecat mai mult cu dorința de a învăța. Mă bucur că m-am întors și pe lângă această dorință care a fost împlinită și cu o medalie. Este cu totul alt stil, se abordează diferit față de stilul pe care noi îl practicăm predominant la sală, care este jiu-jitsu. Este un stil care necesită foarte multă rezistență fizică, foarte multă forță, viteză. De asemenea, partea tehnică trebuie la fel de bine pusă la punct. Mi-a făcut plăcere că am putut să experimentez și acest nou stil. Îmi doresc să experimentez în continuare tot felul de stiluri diferite. Așa cum ne-a spus și antrenor, cum ne spune și antrenor de multe ori, un sportiv adevărat nu este un sportiv care conține, care deține performanțe numai într-un anumit stil. Ca să ajungi un luptător complex, trebuie să demonstrezi abilitatea de a învăța atât lupta la sol, atât lupta cu prize, atât lupta pe stradă, atât lupta competițională cu mânuși, cu picioare. Trebuie să conții tot ansamblul de tehnici, lovituri și abilități. Ai venit tu atunci cu ce medalie? Recunosc că am filmat atât de mult în sport, încât nu mai țin așa medaliile. De altfel îi las și plăcerea să o spună singur. Aș putea să mă uit aici, desigur, am dormit. Din fericire m-am întors cu medalia de aur, așa cum am spus, o experiență nouă, s-a transformat într-o experiență foarte bună și foarte frumoasă. Spuneați dumneavoastră atunci că e unul dintre cele mai bune rezultate ale clubului. Da, am avut rezultate la ușu, până la nivelul de vicecampion. La nivelul superior al unei competiții n-am avut. El a fost primul campion european de ușu. Speram ca el să continue activitatea în acest domeniu, pentru că îi se potrivește cumva ca și mod de abordare, ca și tehnică de lucru. Și e susținut chiar de mai mari federații și ai mișcării de jiu-jitsu din România. A fost o competiție atunci cu mulți sportivi, ce ne puteți spune despre? Da, foarte mulți sportivi. La ușu în general sunt sportivi foarte mulți, categorii foarte multe, vreo de câteva sute, cât au fost 5-600 de sportivi, din câte mi-aduc aminte. Câte meciuri ai avut atunci, Sorin? M-am luptat în 3 zile și în fiecare zi am avut câte un meci. Anume,
în cadrul competițiilor de ușu, fiecărui sportiv, fiecărui adversar se atribuie un singur meci într-o zi, deoarece meciurile sunt foarte solicitante. Fiecare meci conține două reprize, nu este o singură repriză, cum suntem obișnuiți la alte competiții, iar repriza durează aproximativ cât un meci obișnuit. Și de aceea, din nou, stilul este foarte violent, de aceea și loviturile și accidentările, și din acest motiv se desfășoară mai multe zile. Deci da, a fost o competiție solicitantă din punctul ăsta de vedere, 3 meciuri, fiecare destul de dificil. Din nefericire, eu s-a accidentat după primul meci, prima zi, și m-a sunat, ce fac? Încearcă să vezi, dacă merge, merge, dacă nu, sănătatea mai importantă decât... Ai avut o accidentare atunci, la mână, la picior? La umăr. La umăr. La umăr, da. Ai mers mai departe și nu ți-a părut rău. Înseamnă că e un luptător bun. I-ați dat mână liberă să hotărască el acolo, da? Sigur. Am vorbit la telefon, ne-am consultat. Asta n-ați fost cu el, era în lotul României? Era în lotul României, am dus doar până la vamă. La vamă a fost preluat de cei care făceau deplasarea în Bulgaria și atât. Mi-a părut rău că n-am fost, deși ar fi trebuit, pentru că ne pregătim împreună și în momentul în care eu îi cunosc toate detaliile, pot să-i dau curaj și să-i dau anumite sfaturi atunci când trebuie. Da, uite că s-a descurcat. S-a descurcat. Eu doresc, am câțiva ani de zile când încerc să îi fac să nu mai fie dependenți de mine, la marginea suprafeții de luptă, să decidă singuri la un moment dat să fie cerebral și să ia hotărârile cele mai bune, pentru că ai timpul foarte scurt. Într-o luptă trebuie să fii destul de bine echilibrat ca să poți să iei hotărârea cea mai bună într-un moment potrivit. Da, foarte complex ceea ce ne spuneți. Haideți să mutăm așa atenția puțin și la Marius Tatăoană. Cel mai bun rezultat al tău în 2015. Marius, ce ne poți spune? Presupun că a fost competiția din Atena, unde am obținut... Competiția care? Din Atena. Campionatul, da. Așa. Campionatul mondial de jiu-jitsu, unde am reușit să obțin locul 3. A fost o competiție complexă. Ai fost acolo într-un lot cu colegii tei de la Magvila? Și de la Magvila și a fost un lot destul de numeros și din partea României. Ați fost cu el acolo? Nu, n-am fost niciodată. Nu l-am lăsat singur, am antrenorii secunzi, pentru că eu coordonez activitatea de... Sigur că n-am fost singur. Da, și a fost predat, ca să spun așa, la ceilalți antrenori secunzi și au grijă de el. Tu câte meciuri ai avut acolo? Cum a fost? Acolo am avut 6 meciuri. 6 meciuri pentru medalie de bronz. Și puteau fi și mai multe. Ca să mergi puțin mai sus, da? Nu. În momentul în care ai un parcurs liniar și nu pierzi un meci, cum a avut el, spre exemplu, el dacă lupta la ușu și pierdea unul dintre meciuri, al doilea, presupun, sau primul meci, mai avea meciuri în plus ca să ajungă la medalie de bronz, exact cum a avut și Marius. Deci da. E mult mai bine să mergi până în finală și dacă o și câștige foarte bine, decât să pierzi un meci pe parcurs. Pentru că după aia vin recalificări și lucrurile se complică. Da. E mult mai solicitant, ai meciuri în plus care, siguranță, îți epuizează toată energie la un moment dat. Ce s-a întâmplat atunci și ai pierdut un meci sau cum? Da, am câștigat 3 meciuri la rând și după aceea am pierdut unul și m-am bătut în recalificări 2 meciuri. Deci pentru medalie de bronz a venit cu 2 meciuri în recalificări. Da. Da, dar o medalie foarte valoroasă. Foarte importantă. Sigur că da. Bun, mă uit pe clasament. Aș vrea să discutăm o chestiune. Primii 10 sportivi ai județului, domnule antrenor, Mitra Ionuț de la Clubul Sportiv Ionuț Mitra pe locul 1. Da. Recunosc că pe Mitra Ionuț eu nu l-am cunoscut. A fost sportivul nostru până acum un an de zile. Deci s-a pregătit la Vila 14 ani. S-a desprins de la și el și Lumânarea Iulian sunt sportivii care s-au format la noi. Da, deci a făcut club. L-am văzut la premiere, nu-l cunoșteam, efectiv. Da. Nici nu știu unde are sală sau dacă are sală și unde să... Da, la Tudor Vian. Și a făcut o sală acolo, este antrenor la Tudor. Da, are club separat și face pregătire la Tudor Vian. Da, și Mitra Ionuț, campion mondial Kempo, campion european Kempo seniori.
Cu Dăncescu al dumneavoastră pe locul 2. E o diferență mare de puncte. 326 de puncte locul 1, 201 punct. Exact ce v-am spus. Ajungem iarăși la ce spuneați. Da, ceea ce am spus. Seniorii sunt concursuri care se punctează cu puncte. Sunt concursuri care se punctează... Au aceeași valoare decât altele. Nu. Sunt seniori și seniori punctează foarte bine. Față de cei de la tineret sau cei de la junior 1. O să ajungă și ei seniori. Dacă eu asta le spun permanent, un sportiv consacrat este atunci când câștigă medalii la seniori. Sigur că, dar iar ei au început atât de bine, deci spuneați că sunt defavorizați categorii de vârsta. Cum să vă spun, covorul pregătit pentru a merge mai departe, numai că trebuie să se și pregătească, nu doar să gândească că totul e câștigat înainte de a ajunge acolo. Matei Mario pe locul 3 în acest top, nu este aici Mario, nici nu puteau veni toți. Da. Nici nu mi-am propus eu să aduc cei 10 sportivi cei mai buni din județ premiați la această gală. Totuși am remarcat și este vizibil din avion, ca să spunem așa, că artele marțiale domină sportul giurgiuvean. În acest top, în afară de tir, Și Georgeviș Bogdan, pe care îl cunosc și îl apreciez, da. Locul 10, da, la antrenat de Damian, aruncătorul nostru de disc și greutate, da, foarte bun. Deci în afară de tir și un atlet, restul sunt practicanți de arte marțiale dintre sportivi. Ca să nu mai spun că Georgeviț a fost judocan și în urma unui accident la genunchi a hotărât familia și antrenorii să nu mai e riscant la judo. Și uitați că a făcut treabă la atletism, aruncarea în greutate. Este un sportiv foarte bun. Da, artele marțiale domină de ani de zile sportul giurgiuvean. Acum, nu trebuie să credem că ceilalți de la celelalte discipline nu muncesc. E vorba de tradiție aici? Da, probabil că de vorba de tradiție, probabil că, nu știu, nici ei nu au condiții. Haideți să vorbim sincer acum la atletism, nu au pistă de ani de zile. Se pregătește doar în sală și prin parc. Este o problemă care trebuie rezolvată, din punctul meu de vedere, foarte repede, pentru că sunt anumite secțiuni de la atletism care nu pot să se pregătească, pur și simplu. Am făcut o grămadă de interviuri și de știri pe tema asta cu Marian Damian, cu George Soare, da. Cu mai mulți antrenori. Sigur că da, așa este. Deci avem fotbal, totul se atrage de la clubul Astra, toată admirația. Atunci când s-a refăcut stadionul, s-a eliminat, a fost nevoie neapărat ca stadionul să fie omologat pentru... Da. Pentru prima ligă a dispărut pista. Se construiește la această pistă, n-am înțeles niciodată de ce la un moment dat s-au întrerupt lucrările. S-au întrerupt de vreo două ori, nu știu care e motivul, dar... Au fost reluate, a venit iarna, lucrurile nu stau bine deloc la capitolul ăsta. Și eu personal mă bucur că apare pista de atletism. Dar această pistă de atletism a distrus efectiv parcul de acolo. Eu m-am dus cu pasul pe acolo, am și filmat și m-am uitat. Trei sferturi din parc nu mai există. Va fi pistă și ceea ce conține pista. Conține patru culoare, sector de aruncări, cu copaci pe la mijloc. Nu înțeleg nici antrenorii cum o să-și urmărească în turnante și așa mai departe. Elevii nu cred că e cea mai bună soluție. Dacă ori avea prin supraveghere video, ca să zic așa, poate să-i supravegheze. Deci nu se poate. Trebuie făcută, gândită foarte bine atunci când se realizează un obiectiv de genul acesta. Pentru că... Antrenorii mai stau pe undeva, atletul mai trage cu ochiul, mai strigă, mai urlă, mai zice ceva, am făcut și eu atletism. Cum să faci chestiile astea între copaci și așa mai departe? Mă rog, una peste alta e... E bine că apare ceva acolo. Da, discutam chestia asta cu antrenorii. La fel, să mai construiești. Acum vorbim despre sport, la modul general. Mai este în construcție și un bazin de not didactic. Foarte bine, dar are 25 de metri. O probă care nu există la not. Cea mai scurtă probă e de 50 de metri. Deci nu poți să faci un campionat. Nu poți să te antrenezi pe 50 de metri, că ai o întoarcere care nu există în proba de 50 de metri. Pierdere de timp, da? Da, da. Deci doar să înveți, să noți și să te antrenezi oarecum acolo, dar nu la un anumit nivel. Este mai mare decât ce avem noi la momentul acesta în Giurgiu. Există o piscină, sau cum se cheamă. O luăm ușurel, așa. Da, probabil.
Știu. Păi ce, cred că piscina de la școala 8, tot 25 de metri, dacă nu mă înșel eu bine. Nu știu sigur cât are. Sau 20, nu mai contează, 20-25, nu există probă, în sfârșit. E un început, să sperăm. Da, da. E bine că există, se întâmplă ceva. Mă vorbeam aici, iată, și avem un sportiv de la Mocanu Mihăiță, de la CS Nova Force, locul 5, un loc onorant, antrenat de Rădoi Gheorghe, tot arte marțiale, cum spuneam. Tot arte marțiale. Domină artele marțiale. Ce să vă spun? Ați răspuns deja la întrebarea, v-am întrebat atunci la premiere, ce ar fi sportul giurgiuvean fără artele marțiale? Ar fi mai sărac. Mult mai sărac, da. Mult mai sărac. Toți sportivii care s-au clasificat în primii 10 sunt meritoși. Pentru că, așa cum am spus, ei sunt de vârste diferite, punctajul e diferit și totuși au ajuns acolo prin rezultatele care au obținut. Însă, revin la ceea ce am spus mai devreme, și ceilalți sunt meritoși. Toți sportivii care reprezintă Giurgiu și obțin rezultate, chiar dacă n-au intrat în primii 10. L-au intrat în primii 10 pentru că și ei au rezultate, atleții, de exemplu, rezultate bune la iată, Giurgevici, vicecampion, parcă național la aruncări și așa mai departe. Vicecampion național la greutate și 3 medalii de bronz la campionatul național de ridic și greutate, sigur că da. Dar sportivii din artele marțiale vin din tradiție, din generații noi, generație peste generație, multă experiență și sunt mai la vârf. Asta este realitatea. Asta am spus. Noi facem schimbul de generații din mers. Reușim să emulăm puțin acest angrenaj între sportiv și emulația de tehnică, atât la individ cât și la grup, ceea ce înseamnă foarte mult. Cu voia dumneavoastră avem pregătit un mic video cu demonstrații de la sala dumneavoastră. Haideți să-l vizionăm, este foarte interesant și pentru telespectatorii noștri. Și în ultimele 20 de minute din emisiune revenim cu discuțiile noastre. Atunci când suntem amenințați cu spațiul, avem o șansă, trebuie să fructificăm, da? De asemenea, mână, priză, încheietură, da? Din spate, la fel, mă răsucesc totdeauna, merg în jurul axei mele și mă duc către el, să-i caut încheieturile și zona cea mai sensibilă. Gâtul, ochii, da? Sau baza nasului, care e foarte dureroasă. Ia uite-o! Dacă el încearcă să mă amențe, îl amențe eu. Încoată. Să
venit în direct cu Shihan Ion Chelu și belevii săi Sorin Băluță și Marius Tadavana. Am urmărit în deschiderea videoului prezentat de colegii mei din regie. Am văzut imagini de la o demonstrație spre finalul anului, ați organizat dumneavoastră în cadrul programului Pierdui Cubertan. Spuneți-ne mai multe amănunte despre... Da, deci a fost a doua ediție acestui program Pierdui Cubertan la Giurgiu. Anul trecut, acum 2 ani, în 2014 am început prima etapă chiar la Giurgiu. S-a mai derulat în încă 5 orașe din țară. Și în 2015 a evoluat, s-au derulat în 7 orașe din țară, un program, zic eu, destul de benefic. Și ceea ce a spus dumneavoastră a fost o demonstrație de autoapărare, câteva tehnici de prezentare, apărarea împotriva armelor cu obiecte de... Un program care își propune să prezinte publicului mai multe amănunte despre jiu-jitsu, să-l facă mai atractiv, exact. Să aducă oamenii spre acest sport. Să prezentăm și altceva în afară de ceea ce vedem noi la competițiile de jiu-jitsu. Și am făcut această prezentare. Celălalt material pe care l-ați prezentat de la... Au fost mai multe demonstrații. Când a venit Moș Crăciun la festivitatea, da, festivitatea de Moș Crăciun. Ați făcut un gest ca fiecare an foarte frumos pentru elevii dumneavoastră. I-a strâns, a venit moșul la ei să-i felicite. Da, să fie toți asta la un loc. O facem de 20 de ani cât. Și sperăm ca niciodată cât vom exista ca și club să nu întrerupem această tradiție. Pentru că este o bucurie pentru acești copii și merită. Merită cu prisosință să le facem acest gest. Și acolo a fost o demonstrație cu atacuri succesive la două persoane și la una singură. Acele fetițe care au fost atacate de flăcăi. De flăcăi, da, de flăcăi obraznici. Nu știau cu cine s-au pus. Da, și au demonstrat că pot să controleze și la anumite tehnici de autoapărare și le-au pus în valoare. Mai departe a fost Sorin Băluță cu tehnici foarte bine prezentate, tot la alt nivel. Mai mulți adversari, cu tehnici mai complexe decât la fetițe. Și de aceea am făcut și acea prezentare, pentru că oamenii realizează mare lucru atunci când se derulează doar în viteză. Și, bine, aceste programe de autoapărare noi le-am derulat și cu alte ocazii. Și le vom face de fiecare dată, pentru că prezentarea tehnicilor de jiu-jitsu este în menirea noastră de a promova acest stil, să prezentăm cât mai multe tehnici din complexitatea acestui stil. La sfârșitul anului ați organizat Cupa Acvila la Giurgiu. Da. Am văzut acolo o atmosferă impresionantă, nu avem imagini, n-am pregătit pentru chestiunea asta. M-a impresionat foarte mult, m-a uimit. Da. A fost o competiție care a durat 16 ore, da. Nu pot să-mi închipui cum un sportiv vine și au stat acolo, că asta este o regulă. Eu am rămas impresionat, pentru că nici noi n-am dat seama că o să dureze atât de mult. Asta a fost și din cauza lipsei de arbitri, un numărul mare de arbitri. Au venit pe parcurs, unii au plecat, știți cum este în viață, unii au și alte probleme de rezolvat. Este a fost foarte mult sport. O probă de tărie, să reziști. O probă de tărie, dar ce m-a impresionat pe mine cel mai tare a fost faptul că la 12:30, 1 noaptea sportivă erau mai proaspeți ca atunci când am venit. Deci asta... Să vă remontaseră. A fost o chestiune care, sincer, n-am mai văzut-o din anii 95-96, când se derulau competițiile de ajungea și la 5 dimineața cu ele. Deci, fantastic. Vă dați seama că și pentru mine a fost un semnal de alarmă. Anul acesta Cupa Vila se va desfășura fie cu o suprafață în plus, fie o vom derula cu două suprafețe în două zile. Pentru că am avut foarte mulți sportivi, aproape 250 de sportivi. De la cei micuți? De la cei, toate categoriile de vârstă. Și mă bucur tare mult că am avut foarte mulți sportivi sub 9 ani. Foarte mulți sportivi, ceea ce ne dă credința că schimbul de mâine se va realiza foarte bine. Având sportivii de această categorie, vor veni din urmă și vor schimba generațiile care urmează. Da, o competiție foarte lungă. Am avut și participare unui club. Da, au fost 19 cluburi, 18 din România și unul din Bulgaria. Un club foarte bine cotat la nivel internațional. Sau sportivii de la acest club, că ei sunt componența lotul național al Bulgariei. Și au demonstrat, au fost
apreciați la scena deschisă, cum se spune, de către cei care au participat la această competiție, inclusiv spectatorii, ceea ce m-a determinat să ofer cupa celui mai tehnic sportiv unui bulgar. A fost o competiție foarte bună într-un final, chiar dacă a durat atât de mult. Ne dovedește că putem să organizăm și astfel de competiții, însă avem o mare problemă atunci când organizăm. Ne teamă să nu ne vină foarte mulți sportivi din afară, pentru că nu avem posibilitatea de casa în Giurgiu. Da, e o chestiune și asta. Da. Haideți să ajungem și la 2016 și proiectele dumneavoastră din 2016. Aș vrea să vorbesc cu tineretul, da? Sportivii noastre tineri. Ce ți-ai propus, Sorin, pentru 2016? Pentru 2016 mi-am propus să avansez în toate aspectele și în toate domeniile din punct de vedere sportiv. Pentru mine o să urmeze o perioadă puțin mai dificilă, deoarece avansez atât în categorie de vârstă cât și în categorie de greutate. Acea categorie de seniori o să o ating acum în anul acesta. Va trebui să particip la categorii de vârstă care vor fi pentru seniori. Vor exista și categorii intermediare, cum este categoria de 18-21 de ani, o categorie care pregătește sportivii pentru seniori, pentru ce urmează după. Îi ajută să treacă ușor din sfera de seniorat către categoria de seniorat, deoarece este o diferență foarte mare tehnică. În cadrul clubului îmi doresc să avansez ca nivel de pregătire, ca posibilitate de participare la cât mai multe antrenamente. La un moment dat devine puțin o problemă, deoarece și școala devine foarte solicitantă, însă pot să folosesc antrenamentul ca un prilej în care pot să mă relaxez, să-mi curăț mintea de toate problemele. Mai uiți de carte, da. Da. Este un lucru care mă ajută, nu un lucru care îmi stă în cale, nu este un lucru care mă ține de la a putea să învăț. Este un lucru care, din contră, mă ajută și mă ajută să mă eliberez și este foarte benefic. Și o fac pentru că este alegerea mea. Da. Tu, Marius? Ce vrei să aducă 2016? Unde țintești? Îmi propun să mă antrenez cu atare, să particip la toate competițiile, poate și la stiluri noi. Știu că finalul lunii pregătiți examene de centură colorate, centuri negre. E cazul și vostru? Da, voi. E cazul vostru? Voi, tu te pregătești pentru ce centură? Da, mă pregătesc pentru a da de centura maron. E o centură superioară la centurile colorate. Trebuie să, pe lângă pregătirea fizică, ai și chestiuni de... E testul de efort fizic, după care avem, sau înainte de testul de efort fizic, avem prezentarea lucrărilor, lucrări cu istorii, cu artele marțiale, al jiu-jitsului, de când în Japonia, de când în Europa, de când în România, cu mișcarea de jiu-jitsu în ansamblu ei, câteva lecții de antrenament pe care... Asta este un examen scris? Da, da, și scris și practic. Sunt probe eliminatorii. Deci proba de efort fizic este eliminatorie și proba scrisă. După care trec la tehnicile de jiu-jitsu din programă. Există o programă cu un număr de tehnici aplicate și le aplic atunci când îi vine rândul să prezinte ceea ce am realizat. Sorin, tu pentru ce centură te mai pregătești? Unde ești? Eu mă pregătesc pentru prima gradație din centurile superioare, pentru centura neagră cu un dan. O să fie un examen total diferit pentru mine, deoarece este primul de acest fel. Sunt curios cum o să mă prezint. Intri deja în altă categorie. Da? Da, încă sunt în sfera în care învăț. Câți sportivi aveți, domnul antrenor, la sală cu centura neagră? Ei sunt mulți, dar cei care sunt activi, ca să spun așa, nu sunt foarte mulți, sunt puțini. Cei care mai vin la antrenament și care mai vin la antrenament, la dar nu avem, eu acum, la momentul acesta, nu am o centură neagră stabilă care să rămână în sală, să suplinească, eu știu, lipsa mea din sală. Înțeleg. Ați venit pregătit acolo cu o diplomă, eu n-am vrut să discut eu despre chestiunea asta, este de spus spectatorilor noștri.
un lucru extraordinar, onorant pentru Giurgiu și pentru artele marțiale. Și Han Ionchelu a obținut al 8-lea dan, o gradație nemaipomenită, rară pentru România. Rară, rară pentru România, cu atât mai puțin pentru Giurgiu, da. E foarte rară, este o gradație care am fost monitorizat câțiva ani de zile. Am participat la diferite discuții și prezentări. Activitatea mea a fost foarte bine analizată, atât la nivel național, dar în mod special... În Franța, după danul cu numărul 7, nu poți să le iei pe al 8-lea decât după 7 ani. Da, în România există o asemenea regulă? Da, ani, da. Bine stabilit. Eu am luat al 8-lea dan după 8 ani jumate. Felicitări, felicitări. Da, vă mulțumesc, este o diplomă onorantă, dar și mă și obligă în același timp, de extrem de mult, în promovarea jiu-jitsului la nivel național și internațional. Nu știu cât știu sau ce, eu am mai spus-o cu alte ocazii, eu sunt șeful mișcării de jiu-jitsu din România de anul 2000. Eu am făcut afilierea Federației Naționale la Federația Internațională și în anul imediat următor, în 2001, am și participat la primele competiții internaționale. Și de atunci am participat permanent toate competițiile internaționale care au fost în calendarul sportiv. Dar și noi am organizat competiții internaționale în România, ceea ce nu e puțin lucru. 2-3 minute din emisiunea noastră, domnul antrenor. 2016, pentru ce vă pregătiți primele competiții? Și 2016... unde vreți să ajungeți? Ce vă propuneți pentru 2016? Ați spus că 2015 a fost un an de nota 8,5. 8,5. Cum să fie 2016? Să urcăm puțin valoarea notei. Deși, nu știu dacă asta e foarte important. Din punctul meu de vedere, promovarea sportivilor la competițiile naționale și internaționale e mai important decât a obține un rezultat la un moment dat. Pregătim terenul pentru mâine, dacă astăzi nu se poate, dar nu cedăm. Asta e clar. Asta înseamnă foarte mult să privești înainte. Sigur. Primim perspectivă, pentru că nu toți anii pot fi la fel sau toate perioadele sunt identice una cu cealaltă. Și atunci trebuie să ne pregătim intens. Eu caut de fiecare dată să mobilizez sportivii, să le spun că aceste competiții la care ei vor neapărat să participe și tind către a participa, sunt competiții de o complexitate destul de importantă și pregătirea lor trebuie să fie una superioară ca să poată să facă față la aceste competiții și dacă vreau să obțină și rezultate, trebuie să aibă un caracter foarte puternic. Mult succes vă doresc, mulțumesc că v-ați venit la TV Giurgiu și la Giurgiu înainte de toată emisiunea mea. O să vă mai invit. Vă mulțumim pentru invitație și vom veni cu plăcere și cu alte ocazii. Trebuie să mai mulțumim și colegilor din regie, Ionel Taifas și lui Mirel Voina, care ne-au ajutat. La camere, operatorii de imagine, Răzvan Stancu și Minel Boboc. Joia viitoare, joi 21 ianuarie, va fi o ediție la Giurgiu înainte de toate, o ediție dedicată teatrului. Asta pentru că o zi în urmă, 20 ianuarie, miercuri, va avea loc la Centrul Cultural Ion Vinea o premieră teatrală deosebită, Angajare de clown, de Matei Vișniec. O piesă extraordinară, a fost cea mai bună piesă dramatică anului 1991, câștigătoarea Galei Uniter de atunci. Mai ar fi de spus legat de importanța acestei piese că este ultima piesă scrisă de Matei Vișniec în România după ce a plecat și s-a stabilit definitiv în Franța. Un proiect pentru giurgiuveni semnat Toma Vasile, Cătălina Sfetcu și Gabi Caraconcea. Sunt Gelu Brebenen, ne revedem cu siguranță joia viitoare. Până atunci aveți grijă ce vă doriți, s-ar putea să vi se întâmple. Numai bine!